Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut astăzi pe piața interbancară cu 0,01 puncte procentuale la 3,24% pe an, potrivit datelor publicate de BNR. La începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară anului trecut, indicele era de 2,14%. Pe an. În ceea ce privește indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a coborât la 3,45% pe an, de la 3,46% miercuri. ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a stagnat la nivelul de 3,53% pe an, în timp ce indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 3,58% pe an, de la 3,59%.